fratele Mihai a studiat împreună cu dumneavoastră miercurea anterioară învățătura din mărturisire despre decretele lui Dumnezeu. Azi cred că a fost o sesiune extraordinară, o învățătură dragă sufletelor noastre. Să știm că Dumnezeu rânduiește toate lucrurile după buna plăcerea voii sale. În această seară vom privi pe scurt asupra învățăturii despre creație, învățătura despre creație. Această învățătură din mărturisire are 3 subpuncte, este destul de scurtă, dar cred că ea este foarte importantă și va trebui să ne focalizăm asupra ei de-a lungul timpului și vom vedea că ea este foarte relevantă, în special în vremea care trăim. De ce e importantă învățătura despre creație? Vă dau câteva motive exemplificatoare gândite aleatoriu, nu neapărat în vreo ordine logică. Scriptura însă și are ca fundament actul creației, da? Motiv pentru care este primul act menționat în Sfânta Scriptură, da? La început Dumnezeu a făcut, da? A creat și se descrie în câteva capitole actul creator al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tot ce urmează după aceea în Sfânta Scriptură este legat de actul creației. Este foarte ușor de înțeles la mintea copilului să vezi că întreaga Sfântă Scriptură pornește din acest act creator. Deci învățătura despre creație este importantă chiar în felul în care a fost revelată Sfânta Scriptură, da? Chiar în ordinea în care a fost revelată Sfânta Scriptură. Temelia este actul creator și vom vedea în câteva exemple de ce Dumnezeu a rânduit să reveleze lucrurile în felul acesta. Un alt motiv. Evanghelia are ca temelie actul creației. De ce are ca temelie Evanghelia actul creației? De ce Evanghelia începe cu creația, căderea, răscumpărarea, chemarea la pocăință și așa mai departe? De ce începe cu creația și nu începe altfel? De ce la început trebuie să ne se vorbească despre Dumnezeu? Nu doar că Evanghelia trebuie să fie teocentrică, centrată în Dumnezeu și zicem noi, hai să începem cu Dumnezeu, dar după aia trecem la om. Da? Omul a căzut în păcat, Domnul Iisus a venit pentru om, omul trebuie să se pocăiască, omul va fi fericit după aceea, omul va merge în glorie. Da? Dar începem cu Dumnezeu ca să-i dăm lui primul loc. Nu despre asta e vorba, da? Evanghelia are ca temelie actul creației, pentru că din actul creației decurge absolut totul. De exemplu, dreptul lui Dumnezeu de a da legi. De unde vine? Din faptul că El este creatorul meu și are dreptul să-mi dea legi. Dacă ar fi existat, de exemplu, doi Dumnezei, de ce Dumnezeu ăsta ar avea voie să bage în creația celuilalt Dumnezeu, da? Dacă există două principii veșnice, binele și răul, Satan și Dumnezeu, dacă ar exista așa. Ceea ce nu este adevărat, da? Dumnezeu este sursa primară a tuturor lucrurilor. Dar dacă ar exista, atunci ar trebui să știm, domnule, cine a creat ce? Ca să vedem dacă El are drept să ne dea legi, dacă are drept să ne tragă la socoteală pentru legile pe care ne le-a dat, dacă are dreptul să ne judece, dacă are dreptul să ne condamne. Vedeți, absolut tot ceea ce proclamă Evanghelia are ca temelie actul creației. Sunt oameni care spun asta, noi suntem creștini, noi credem în învierea Domnului Iisus Hristos, dar de asemenea noi credem că actul creației și povestea cu Adam și Eva e de fapt un mit. Și oamenii au încercat cumva să ne spună cam cum ar fi început lumea. Dar așa, mintea lor, nu că chiar așa ar fi început lumea. Nu, Evanghelia se bazează pe acel act al creației. Dacă ai negat actul creației, ai negat dreptul lui Dumnezeu de a-ți da legi, ai negat dreptul lui Dumnezeu de a judeca, ai negat dreptul lui Dumnezeu de a condamna. Da? Nu. Evanghelia nu mai are sens fără actul creației. De aceea învățătura despre creație este foarte importantă. Al treilea motiv. Existența noastră nu poate fi înțeleasă fără actul creației. Nu știu dacă dumneavoastră, poate dumneavoastră trăiți o viață super fericită, în care nu vă puneți absolut deloc întrebări existențiale. Toate vi sunt lămurite. M-aș bucura să fie așa. Eu mi-aduc aminte, cred că pe la 10, 11, 12 ani, habar nu am, când nimeni probabil nu credea că eu gândesc asemenea lucruri, stăteam și mă întrebam, aveam momente de cugetare și mă întrebam care e scopul vieții mele, pentru ce trăiesc. La 10, 12 ani. S-a uitat la mine, puștiul ăsta nu știe decât să plimbe cu bicicleta, ce știu eu, să chiulească, să facă prostii. Mă gândeam, care-i scopul? Pentru ce am apărut eu pe lumea asta? Eram total debusolat. Și răspunsul la toate întrebările noastre existențiale, astea sunt întrebări pe care și le pun cei mai înțelepți oameni. Cei mai înțelepți oameni din toate timpurile au trebuit să răspundă la aceste întrebări. Cine suntem noi? De unde venim noi? Ce scop avem? Unde ne ducem? Sunt întrebări existențiale. Ce-i cu tine pe pământul ăsta? De unde ești? Cine ești tu? Eu nu sunt Andrei, eu sunt mai mult decât Andrei. Eu nu sunt soțul cuiva, eu sunt mai mult decât atâta. Eu nu sunt tata cuiva, eu sunt mai mult decât atâta. Eu nu sunt un animal care merge pe două picioare. Eu sunt mai mult decât atâta. Ce sunt eu? De unde vin eu? Unde mă duc eu?
Ce valoare am eu? Ce semnificație am eu? Ce scop am eu în viață? De unde afli toate întrebările? De unde afli răspunsul la toate întrebările astea? Citind cărți filozofice? Nu, răspunsul la toate întrebările acestea se găsesc în actul creației. Patru anumite erezii grave și erori se nasc din neînțelegerea actului creației. De exemplu, ascetismul, pe care Pavel îl condamnă în 1 Timotei 4. Ia unul aleatoriu, ascetismul. Ei interzic căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut, le-a creat. Da? O erezie care a ajuns să împânzească bisericile din secolul primar, din biserica primară, din primul secol, s-a născut din simplă neînțelegere a ceea ce a făcut Dumnezeu. Vezi, implicațiile sunt enorme în toată viața noastră. 5. Familia, care este nucleul oricărei societăți umane, se bazează pe principii neschimbătoare stabilite irevocabil de Dumnezeu la actul creației. La actul creației. Adineauri citeam o statistică, în Franța 6 din 10 copii se nasc în familie cu un singur părinte. Dacă ai putea să numești alea familie, da? Ce-o fi ele? Da, au relații cu mau, au rămas însărcinată, e de acord să aibă copilul ăla și singură. Se nasc afară din familie. Pentru că oamenii au pierdut orice busolă morală, orice compas moral cu privire la familia care este nucleul oricărei societăți. Când se dezintegrează familia, e foarte puțină vreme până se dezintegrează societatea. Și răspunsul la anomaliile, la nebunia, la haosul în care trăim astăzi este în Sfânta Scriptură, în actul creației. 6. Dificultatea noastră de a ne raporta corect la aspectul material al vieții, da? Și ținerea în echilibru a aspectului material cu cel spiritual, dificultatea noastră vine din neînțelegerea corectă a actului creației. Să nu spuneți că nu aveți dificultăți din asta. Să nu spuneți că nu aveți zbateri din asta. Domnule, parcă aș vrea să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Aș vrea să fiu mai spiritual. Aș vrea să fiu mai duhovnicesc. Și uneori parcă te duci în extrema aia să fii cumva mai departe de lumea asta materială. Alte ori încerci să justifici toate lucrurile materiale sau implicarea în lucrurile materiale. Și un fel de tensiune din asta, un fel de contradicții în care trăim. Și toate își găsesc răspuns în felul în care a creat Dumnezeu lucrurile, scopul pentru care a creat Dumnezeu lucrurile. Și ultimul motiv pe care vi-l dau, deși sunt nenumărate. Cea mai aprigă luptă contemporană, da? Ideologia de gen. Dacă sunt bărbat, femeie și mai sunt nu știu câte genuri acum, nici nu mai le știi. Sunt atât de multe că apar pe zi ce trece tot mai multe genuri. Da? Nici nu mai știi cum să cheam, ce să numesc. Fiecare vrea, poate să-și aleagă ce gen vrea el, dar nu din astea două, da? Feminin sau masculin. Multe altele. Toată nebunia asta, toată lupta asta contemporană este lovită frontal, așa cu măciuca în cap, de actul creator al lui Dumnezeu. Unde Dumnezeu spune că a creat pe om parte bărbătească și parte femeiască. Și am încheiat discuția. Și oamenii vor citi, nici nu vor trebui să ajungă la Matei, Marcu, Luca și Ioan, frate și surori. Și vor citi primele două pagini și spune, e o carte veche, ăștia sunt nebuni. Ăștia sunt rămași în urmă. Și lucrul acesta, toate lucrurile acestea sunt lămurite în actul creator al lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm la mărturisirea noastră de credință și la ceea ce spune ea în articole mici, sumare pe care le conține. Da, suntem la articolul 4, articolul mare 4 despre creație, sub punctul 1, care zice așa: la început a fost plăcut lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să creeze lumea și toate lucrurile din ea, atât pe cele vizibile, cât și pe cele invizibile, în 6 zile. Și toate lucrurile au fost foarte bune. Aceasta a fost o demonstrare a gloriei puterii sale eterne, a înțelepciunii și bunătății sale. Ce spune articolul? 1. Cine e autorul creației? La început a fost plăcut, nu știu, sunt o grămadă de teorii din astea științifice, eu nu sunt foarte bun la lucrurile astea, dar le-am mai citit din când în când, le-am mai ascultat cu interes. Nu pot, n-aș putea spune că aș putea să le reprezint măcar corect, aș reprezenta teoriile științifice exact cum încerc că unii arminieni să reprezinte calvinismul, adică prost. Da? Oricât s-ar strădui, spun prost, așa că mă abțin la foarte multe detalii, dar vedeți dumneavoastră, nu a fost plăcut unui Big Bang să creeze lumea, n-a fost plăcut, a fost plăcut lui Dumnezeu și numește exact care e Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. El este autorul creației, din El venim noi, da? Din El ne tragem. Apoi ne prezintă motivul creației. De ce a făcut Dumnezeu lucrurile? De ce a făcut Dumnezeu lucrurile? V-ați întrebat, de ce ne-a creat Dumnezeu? Să se simțea Dumnezeu singur în eternitate? Crezi că Dumnezeu stătea și visa la persoana mea din eternitate? Se gândea dacă l-aș crea pe Andrei, ce fericit aș fi. O să-l las vă câțiva zeci de ani pe pământ, dar nu prea mult, ca să ajung în cer la mine și să-mi, în sfârșit, să-mi împlinesc dorul veșnic.
creând umanitatea. Nici vorbă de așa ceva. Dumnezeu ne-a creat, spune Scriptura, în foarte multe locuri și avem refrenul ăsta chiar repetat în Efeseni capitolul 1, după buna plăcere a voiei sale. Ăsta e răspunsul. Eu știu că nu-i satisfăcător. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă te întreba cineva, dar ce Dumnezeu te-a ales? Că așa i-a plăcut. Dar de ce așa i-a plăcut? Nu știm. De ce a creat Dumnezeu lumea? Că i-a făcut plăcere și a găsit plăcere în actul creator. Dar de ce? Pentru că așa. E ca și cum ai întrebat, de ce nu l-a creat nimeni pe Dumnezeu? Pentru că nu l-a creat nimeni. Pur și simplu. Nu e anomalia asta. Dumnezeu a făcut toate lucrurile din propria sa plăcere. Da? Ăsta e motivul care a stat în spate. Ăsta e motivul care a stat în spate. Ne prezintă apoi natura creației, care este bidimensională, da? Ea conține lucruri vizibile și invizibile, pentru că spune așa, la început a fost plăcut lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să creeze lumea și toate lucrurile din ea, atât pe cele vizibile, cât și pe cele invizibile. Asta e marea tensiune în care noi trăim astăzi. Să trăim într-o armonie în cele două dimensiuni în care noi existăm. Lumea vizibilă și lumea invizibilă, da? Lumea materială și lumea imaterială, lumea spirituală, da? Și există, așa trăim noi, din cauza păcatului, un fel de tensiune, un fel de război între dimensiunile astea două, da? Tindem să prioritizăm aspectul material, tindem să uităm câteodată de aspectul spiritual, iar alte ori ne ducem la alte extreme și ni se pare că și trupul ăsta și materia asta sunt un fel de diavol pentru noi, care ne chinuie și abia așteptăm să ieșim din ele. Gândul lui Dumnezeu nu este așa. Noi uneori le vedem în excludere, uneori le vedem în tensiune, în contradicție. Dumnezeu zice că le-a creat și pe cele vizibile și pe cele invizibile, da? Cele două extreme la care ne putem duce având în vedere aceste două dimensiuni sunt acestea, materialismul și spiritualismul. Materialismul este concepția potrivit căreia materia este esența existenței. Materia este esența existenței. Cu alte cuvinte, ce zice omul? Ce-i mână? Nu-i minciună. Ce-o știi noi? Ce-o fi? Suflet, lume... Doamne, ce vedem aia lui? Ce-a văzut cineva pe Dumnezeu? Da. În Scriptură vedem pe unii oameni care spun că au văzut ceva din Dumnezeu. Au văzut slava lui Dumnezeu. N-au văzut esența Dumnezeirii, substanța Dumnezeirii. Asta e cu totul altceva. Dar au văzut pe Dumnezeu, da? Asta e materialismul. Extrema de a vedea lucrurile materiale ca esența vieții. Spiritualismul este concepția potrivit căreia factorul de bază este spiritual. Iar materia este un fel de blocaj. Un fel de carapace din asta care ne apasă și trebuie să ieșim. Și să știți că au existat multe filozofii anticreștine, păgâne, care au vorbit exact cum vorbesc unii evanghelici astăzi. Materia, trupul ăsta e o coajă, e ceva putregai din asta pe noi din care trebuie să ieșim, să scăpăm de el și atunci ne vom uni cumva cu neantul, cu nesfârșitul, cu infinitul. O, ce bine va fi atunci. Dumnezeu nu vede așa. Dumnezeu, știți ce? După ce vom muri, ne va învia și ne vedea alte trupuri. Nu o să ne unească așa într-un fum mare, cosmic, infinit. Și o să fim toți una, depersonalizați. Și nu mai să știm cine e, care, cum. Nu! Dumnezeu n-a gândit lucrurile așa. Astea sunt cele două extreme. Să exagerez sau chiar să excluzi o dimensiune în detrimentul celelalte, da? Sau în favorul celelalte, da? Dumnezeu a creat lucrurile atât pe cele vizibile, cât și pe cele vizibile și toate lucrurile, spune, au fost foarte bune, da? Deci avem autorul creației, care este Dumnezeu, natura creației, cele două dimensiuni, motivul creației, plăcerea lui Dumnezeu, perioada creației, spune că Dumnezeu le-a creat în 6 zile. În 6 zile. Aici să știți că 6 zile e o discuție foarte mare. Cu unii văd cuvântul zi, poate să însemne ieri, poate să însemne multe discuții. Fratele Mihai, o să vă explice altă dată cum sunt lucrurile. Apoi ni se spune calitatea creației lui Dumnezeu. Și toate lucrurile au fost foarte bune. Toate lucrurile au fost foarte bune. Deci, opusul acestei propoziții este ascetismul, care spune că lumea cumva este rea și ascetismul preamărește abstinența de la lume, da? De la viața obișnuită în care există plăceri naturale pe care le-a lăsat Dumnezeu. Să nu spuneți dumneavoastră că mâncați un măr dulcios, un măr foarte dulce, spuneți, pa, ce păcat fac acum, comit acum. Doamne, iartă-mă că îmi place mărul ăsta. Nu, te bucuri de mărul ăla. E o plăcere naturală pe care Dumnezeu a atașat-o de lucrul ăla pe care El l-a creat foarte bun. Foarte bun l-a creat, da? Și așa a creat Dumnezeu toate lucrurile. Bineînțeles, ele sunt deteriorate datorită păcatului. Dar ascetismul, în esență, este un atac
asupra materiei, asupra lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut și de fapt este un atac asupra înțelepciunii și bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus într-o lume plină de plăceri și Dumnezeu spune, v-am pus în ea, dar n-aveți voie. Voi trebuie să trăiți o viață, cum spune în Isaia 5, ca pipirige, cu capul jos, se spune, nu trebuie să mă ating de plăcerile lumii astea. Da, le-o creat de Dumnezeu. Da, dar Dumnezeu le-a creat așa, un fel să fie de ispită pentru mine. Eu nu spun acum că ar trebui să trăim o viață de dată la plăceri, da? Nu asta spun eu, ci spun că Dumnezeu a creat materia în sine, a creat-o foarte bună. Dumnezeu a creat o lume foarte bună. Însuși Fiul lui Dumnezeu și-a asumat un trup care a fost carne, a fost materie. El a fost rău, trupul pe care l-a luat Domnul Iisus Hristos, da? Dumnezeu este creatorul lucrurilor materiale. Dumnezeu a pus omul să se bucure de lucrurile materiale. Deci i-a dat voie să mănânce din toți pomii după plăcere. Așa spune Scriptura. I-a dat voie să mănânce după plăcere. Pe l-ar fi ispitit Dumnezeu să mănânce dacă materia ar fi fost păcătoasă, dacă ar fi fost rea, dacă Dumnezeu ar fi vrut ca Adam să fie un ascet, i-ar fi transmis foarte clar să fie un ascet. Da? Noi înșine vom avea trupuri de slavă și vom trăi într-o dimensiune fizică după glorificare. El va face ceruri noi și un pământ nou. Da? Creația, materia pe care Dumnezeu a făcut-o nu este rea. Pavel ne spune că Dumnezeu ne dă toate lucrurile din... Nu știți cum spune. Dar trebuie să vă uitați la dumneavoastră acasă. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug. Din belșug ca să ne bucurăm de ele. Nu Satan ne dă lucrurile. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug, zice, ca să ne bucurăm de ele. Tot Pavel spune să ne bucurăm de ele, ni le-a dat. Ni le dă din belșug, ni le dă ca să ne bucurăm de ele. Nu este Dumnezeu ispititorul care a creat o lume bună și apoi ne-o refuză, da? Tot Pavel ne spune, 1 Timotei 4, v-am amintit deja de lucrul acesta, refuzul plăcerilor căsătoriei, a hranei, este o învățătură satanică. Spune că oamenii în vremurile din urmă se le vor lepăda de credința sănătoasă, se vor alipi de duhurile dracilor și de învățăturile dracilor și ei opresc căsătoria. Să nu crezi că el se referea la actul de căsătorie care îl faci tu la primărie, pe care dai semnătura. Nu la asta se referea Pavel, că ei opresc actele de căsătorie. Nu, ei opresc plăcerile din căsătorie și întrebuințarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumire de către cei care cred și cunosc adevărul. Da? Pavel spune că asta este o învățătură satanică, refuzul lumii materiale pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi. Da? Astea sunt câteva dovezi ale Sfintei Scripturi care ne arată, cred eu, suficient de clar că Dumnezeu a creat toate lucrurile și le-a făcut foarte bune. Ce spune lumea materială despre Dumnezeu? Uitați ce zice mărturisirea, că zice lumea materială despre Dumnezeu. Aceasta a fost o demonstrare a gloriei, puterii sale eterne, a înțelepciunii și bunătății sale. Ce vrea Dumnezeu de fapt? Dumnezeu nu zice, a, eu zice fratele Andrei, că lumea materială e bună, plăcere, cap în pământ și să trăim pentru lumea asta. Nu, Dumnezeu a vrut să vedem în primul rând, în lumea materială Dumnezeu a vrut să vedem gloria Lui. Gloria bunătății sale față de noi, gloria înțelepciunii sale față de noi. Dacă niciodată nu rămâi așa cu gura căscată la creația lui Dumnezeu, e o problemă. Dacă niciodată nu rămâi consternat față de anumite lucruri pe care le-a creat Dumnezeu, avem o problemă, nu avem ochi să vedem lucrurile. Da? Să vedem nu doar bunătatea lui Dumnezeu, ci înțelepciunea infinită. Mintea infinită care stă în spatele creației. Numai dacă am studiat mici părți din corpul uman, mi s-ar opri mintea în loc că n-am înțelege toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Este o înțelepciune infinită. Cu cât știința se dezvoltă și ne descopere și ne învață tot mai multe lucruri, cu atât ar trebui să vedem gloria Creatorului mai mult. Ce Dumnezeu înțelept, ce Dumnezeu mare, ce Dumnezeu puternic. Cum a generat Dumnezeu așa ceva? Răspunsul este, nu știm. Dumnezeu a făcut aceste lucruri și El a vrut ca să vedem, zice că toate lucrurile sunt o demonstrare a gloriei, puterii sale eterne, a înțelepciunii și bunătății sale. Da? Ăsta este folosul creației. În primul rând, folosul creației nu este să ne bucurăm noi de ea. Folosul, în primul rând, a creației este să cunoaștem cea din Dumnezeu. Și așa începe Romani, nu? Înțelepciunea nespus de felurita lui Dumnezeu. Și detaliază acolo câteva atribute. Sunt revelate în creație motiv pentru care Dumnezeu poate să judece toată umanitatea. De ce? Că ele se văd lămurit în lucrurile create de El când te uiți cu băgare de seamă la ele. De aceea nu există niciun om nevinovat din punctul acesta de vedere. Al doilea subpunct al mărturisirii zice așa. Este despre om. Este despre om. Primul este despre creație la modul general. Al doilea este despre om. Și zice așa. După ce Dumnezeu a făcut toate celelalte creaturi, El a creat omul. Bărbat
și femeie, având suflete nemuritoare și raționale, făcându-i potriviți pentru acea viață pentru Dumnezeu, pentru care fusese recreați. Ei au fost creați după chipul lui Dumnezeu, fiind înzestrați cu cunoștință, neprihănire și sfințenie adevărată. Ei au avut legea lui Dumnezeu scrisă în inimile lor, precum și puterea de la El pentru a o împlini. Totuși, ei au avut de asemenea posibilitatea de a alege să o încalce și li s-a lăsat libertatea de a alege acest lucru după voința lor schimbătoare. Auziți ce articol extraordinar avem înaintea noastră. Haideți să-l despicăm puțin, nu neapărat în patru, mai multe. Ce spune articolul acesta? Că Dumnezeu, după ce a făcut toate celelalte creaturi, l-a lăsat pe om la urmă ca să arate că este coroana creațiunii sale, că este cea mai importantă creatură. El a creat omul, bărbat și femeie. Asta e afirmația care, cum am spus, lovește direct în cap la ideologia de gen promovată astăzi. Și vom ajunge, eu cred, în foarte scurt timp în România, vom ajunge să plătim pentru simpla afirmație că noi credem că există doar bărbat și femeie. Vom ajunge să plătim pentru lucrul ăsta. Da? Europa deja e plină de lucrul ăsta. Sunt părinți care sunt amendați, care sunt terorizați de tot felul de agenții din astea, pseudoprotecția copilului, pentru faptul că își învață copilul o chestiune simplă, banală. Măi, este bărbat și este femeie, este fată și este băiat. Atât. Da? Vom ajunge să plătim pentru treaba asta, să înțelegem că asta e treabă foarte serioasă. Asta spune mărturisirea noastră. O să intre pe site-ul nostru, sf3.ro, ia să vedem ce credeți. Păi ce credeți? Mă, bărbat și femeie? Auleu! Eu am crezut că asta e o afirmație banală. Nu, că așa spune Biblia, că l-a creat bărbat și femeie. A devenit o afirmație foarte, foarte, foarte importantă. Că Dumnezeu a creat omul bărbat și femeie. Doar atât, da? Apoi vorbește despre umanitate. Ce înseamnă că omul este om? Ce înseamnă că omul este om, da? De ce maimuța nu e un om? De ce calul nu are și el? Cum spune, lasă-l, domnule, că are și mâța aia, are și ea un suflet. Da, trebuie să ai milă de animale, dar n-are suflet. Ia auziți ce spune. Având suflete, ascultați, nemuritoare și raționale. Asta ne diferențiază pe noi, în mod esențial, de orice altă creatură de pe pământ. Că suntem nemuritori și raționali. Secta adventistă atacă prima parte. Și ei spun că o atacă în două feluri. Ei spun că în momentul în care murim, ăla este de fapt o intrare într-un fel de neexistență. Un fel de inexistență. Nu ești nicăieri. Nu mai ești nicăieri decât în mintea lui Dumnezeu. Tu nu mai existi. Da? E un fel de anihilare parțială. Ei spun, nu credem în anihilare parțială. Asta este în practică. Tu nu ești nicăieri. Tu nu mai ești nicăieri. Pentru că el crede că tu ce ești tu, când ai putrezit casa, tot s-a terminat cu tine. Dar dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai trecut de judecata aia de evaluare despre care v-am spus de mai multe ori, vei fi înviat și vei exista. Dacă nu, vei fi anihilat. Pur și simplu, vei dispărea. Vei dispărea. Mărturisirea spune, și nu e important doar că spune mărturisirea asta, ci ce spune Sfânta Scriptură. Că suntem suflete nemuritoare. Și știți ce? Multora le-ar conveni să fie muritori și sufletele lor să moară. Nu crezi că le-ar conveni? Să se bălăcărească o viață întreagă în păcat, să trăiască împotriva lui Dumnezeu și să spună după aia, gata, s-a terminat. Filipeni 1:23, Pavel zice așa, sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, că ce-ar fi mult mai bine. Păi stai, Pavel, tu nu ai aflat la adventiști, că n-ai cum să te muți la Hristos. Vei fi în somnul sufletelor, vei fi doar în mintea lui Dumnezeu, că ai vrea să fii la Hristos. Nu e chiar atât de simplu, cale lungă până acolo. Să vedem dacă treci la test, la balanță, la judecata de evaluare și așa mai departe. Nu? Pavel are un gând foarte clar, da? Dar nu zice că asta e despre credincioși. Hai să vedem despre necredincioși. Apocalipsa 14:11. Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și coanei și oricine primește semnul numelui ei. Ia auziți, în vecii vecilor, nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. În vecii vecilor se ridică fumul chinului lor. Fumul chinului lor. Nu se ridică doar fumul. Zice, Dumnezeu a făcut un foc, i-o ars pe ăștia, ăștia au intrat în existență, dar fumul o să meargă veșnic. Fumul chinului lor. E un chin acolo. Chinui cui dacă i-au fost anihilați? Cine mai chinui dacă i-au fost anihilați și au dispărut? Da? Suntem suflete nemuritoare. Asta ne face superiori prin ceea ce Dumnezeu a făcut din noi, da? Și apoi spune că suntem suflete nemuritoare și raționale. Interesant de ce mărturisirea nu spune suntem suflete nemuritoare și mistice, suflete nemuritoare și experiențiale, suflete nemuritoare și sentimentale, suflete nemuritoare și
supranaturale, suflete nemuritoare și raționale. Pentru că rațiunea, nu poftele, nu pulsiunile firii, nu sentimentele, rațiunea în mod esențial ne face diferiți de orice creatură de pe pământ. Și ar trebui să ne folosim de această rațiune. Nu crezi că e un sfat bun? Eu cred că ăsta e unul dintre cele mai necesare sfaturi astăzi, ca omul să-și folosească mintea. O, zice, eu nu pot, mă obosit, după 30 minute e praf, nu mai pot să gândesc, e praf. Pentru că oamenii astăzi, frați și surori, sunt obișnuiți să funcționeze altfel, la propriu să funcționeze altfel. Și unor oameni le convine lucrul acesta. Și unor lideri religioși și liderilor politici le-ar convine lucrul ăsta. Să nu ne folosim capul, rațiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Sunt foarte multe atacuri asupra acestui lucru. Misticismul, care este un fel de comunicare cu lumea spirituală dincolo de rațiune. În foarte multe întâlniri ale evanghelicilor este pur misticism, acolo nu este nimic ca rațiune. Te-ai dus pe valul închinării. Sună bine, nu? Îl atingi pe Dumnezeu. Simt prezența lui Dumnezeu. Dar ce ai în cap acum? Nimic. Dar mă simt bine. Dumnezeu n-a intenționat niciodată să avem o întâlnire cu Dumnezeu aparte de rațiunea noastră. Niciodată n-a intenționat. Când rațiunea este pusă deoparte, acolo este o intrare, o poartă largă pe care ai deschis-o dracului și spui, intră, te rog. Asta este în realitate. Eu spun că nu cred că intenția lor e asta. Intenția lor nu e asta. Intenția lor e să închine lui Dumnezeu. Dar calea pe care au ales-o este una nebiblică. Dumnezeu niciodată nu ne ocolește rațiunea. Zic că nu vreau să știți ce se întâmplă. Vreau să ascund de voi lucrurile astea. Dumnezeu ne-a dat rațiune. Misticismul este împotriva rațiunii. Experiențialismul. Un lucru este bun pentru că eu asta am experimentat. Care e discuția veșnică pe care o avem cu anumiți oameni? E deschis Sfânta Scriptură și spui, dar uite, textul ăsta spune așa. Dar eu asta am experimentat. Am înțeles, dar textul spune altceva. Dar ce poți să spui de experiența ta? Sunt foarte mulți oameni. Și am, și eu vă spun, am avut foarte multe experiențe. Vă pot povesti până la miezul nopții, dar n-are rost. Și un oameni care știu de experiențele alea și care aud ceea ce spun acum, spun, dar cum explici tu experiența ta? Păi stai că nu mi-ai lăsat să-ți explic textul biblic. Tu vrei să-ți explic experiența mea. Nu mi-ai lăsat să-ți explic întâi textul biblic. Dar cum explici tu experiențele tale? E irelevant. Pentru că Dumnezeu ne-a dat rațiune ca să judecăm însăși experiențele noastre. Și chiar dacă nu le înțelegem, să le anulăm din punct de vedere biblic ca fiind veridice, dacă nu se potrivesc cu textul biblic. Și cum le judecăm? Prin rațiunea noastră. Da? Prin rațiunea noastră. Pragmatismul. Un lucru este bun pentru că funcționează. Nici nu trebuie să judeci ce stă în spate, care-i procesul. Dom'le, funcționează, da. Vin oamenii la Dumnezeu în ghilimele, da. Dă-i drumul. Nu mai raționează oamenii dacă lucrul ăla se potrivește cu Sfânta Scriptură. Sentimentalismul. Un lucru este bun pentru că mă face să mă simt bine. Este antiraționalism pe față. Ăștia zic, ăștia au ca Dumnezeu Biblia, ăștia au ca Dumnezeu rațiunea. Nu avem ca Dumnezeu rațiunea, dar Dumnezeu ne-a dat rațiunea ca să filtrăm toate lucrurile, da? Supranaturalismul sună foarte bine. Să vedem, Doamne, vrem, chiar sunt cântări, vrem să vedem minunile tale, să vedem supranatural. Și sunt unii oameni care dacă văd supranatural, nici nu mai interesează ce e acolo în spate. Dumnezeu ne-a dat o rațiune ca să judecăm toate lucrurile. De asta mărturisirea spune că omul a fost făcut un suflet nemuritor și rațional. Scopul pentru care a fost creat omul. Se spune că Dumnezeu i-a făcut potriviți pentru acea viață pentru Dumnezeu pentru care fusese recreați. Deci pentru ce am fost creați? Am fost creați pentru o viață cu Dumnezeu. Pentru comuniune cu Dumnezeu. Ăsta e scopul pentru care am fost creați. Scopul pentru care a fost creat a fost să trăim acea viață a lui Dumnezeu. De asta în Efeseni spune că ei, oamenii morți în greșelile și păcatele lor, sunt străini de viața lui Dumnezeu. Adam înainte de cădere este în comuniune cu Dumnezeu, Adam după cădere este scos afară din prezența lui Dumnezeu. Și pierde acea comuniune pe care a avut-o cu Dumnezeu. Pentru asta am fost creați în mod primar. În mod primar am fost creați pentru această viață cu Dumnezeu. Păcatul nostru primar, trădarea noastră cosmică a lui Dumnezeu, constă în faptul că începem să trăim pentru alt scop decât pentru acela pentru care ne-a creat Dumnezeu. Adică nu pentru El. Pentru tot felul de lucruri. Chiar putem să trăim pentru lucruri bune. Să faci societatea mai bună. Poate să trăiești să faci spitale. Poate să trăiești să ai grijă de copii abandonați. Scopul foarte nobil. Dacă scopul primar, forța motrice din spate nu este dorința mea de a trăi și de a face toate lucrurile pentru Dumnezeu, toate lucrurile acestea sunt greșite. Apoi ni se spune că suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Spune, ei au fost creați după chipul lui Dumnezeu, fiind înzestrați cu cunoștință, neprihănire și sfințenie adevărate. Acum, mărturisirea
prezintă aici un sumar a ce înseamnă chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât cunoștință, neprihănire și sfințenie. Chipul lui Dumnezeu înseamnă să ai rațiune, chipul lui Dumnezeu înseamnă capacitatea de a comunica cu ceilalți, chipul lui Dumnezeu înseamnă abilitatea noastră de a stăpâni toată creația, ceva ce este dat doar omului. Chipul lui Dumnezeu este abilitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă de a procrea. Chipul lui Dumnezeu înseamnă mai multe lucruri decât faptul că putem vorbi, faptul că putem avea comuniune. Toate lucrurile acestea constituie chipul lui Dumnezeu. Noi suntem creați, suntem singurele creaturi făcute după chipul lui Dumnezeu. Avem un scop nobil în lumea asta de a reprezenta pe Dumnezeu. Asta a fost intenția lui Dumnezeu primară pe care nu și-a abandonat-o. De a umple tot pământul de chipul lui Dumnezeu. De a face să strălucească gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a găsit plăcerea în a umple globul pământesc cu oameni care poartă chipul lui. Și după căderea în păcat, Dumnezeu nu și-a abandonat acest plan, de aceea spune în Sfânta Scriptură că am fost creați după chipul Domnului Iisus Hristos. De o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. După chipul lui Dumnezeu, da? El creează chipul lui Dumnezeu în noi prin răscumpărarea în Domnul Iisus Hristos. Oamenilor li s-a dat și o neprihănire practică, spune Scriptura aici așa. I-au avut legea lui Dumnezeu scrisă în inimile lor, precum și puterea de la El pentru a împlini. Da? A dat două lucruri Dumnezeu omului ca să împlinească, să n-aibă niciun fel de scuză. I-a dat legea în inimă și i-a dat puterea de a împlini acea lege. Deci a dat și porunca și puterea de a împlini porunca. Da? Asta înseamnă că omul n-are nicio scuză dacă îl calcă legea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că călcarea legii lui Dumnezeu aduce pe om într-o tensiune cu el însuși. De ce? Eu am legea în inimă care îmi spune să fac un lucru și eu fac opus. Asta va aduce o tensiune, o contradicție în mine însumi, da? Mai mult lucrul ăsta ne face să înțelegem dependența noastră totală de Dumnezeu. Pentru că deși Adam și Eva au avut legea lui Dumnezeu scrisă în inimile lor, au avut porunca clară, au avut puterea de a ține, totuși l-au respectat. Oamenii care... Eu m-am gândit multă vreme, în special în copilăria mea, că dacă aș fi fost în locul lui Adam... Bine, eu gândesc cu mintea de acum, că dacă aș fi fost în locul lui Adam, eu n-aș fi făcut ca el. Nu mi-ați învățat niciodată dacă ați fost în locul lui Adam și al lui Eva. Ați fi păcătuit sau nu? Vă spun, nu există nici măcar, dacă ar fi creat Dumnezeu un miliard de variante de genul acela, toți ar fi făcut același lucru. Pentru că asta ne învață Dumnezeu prin exemplul lui Adam și Eva. Unul dintre lucruri pe care îl învățăm este că și dacă am fi perfect, dacă Dumnezeu ne-ar lăsa de noi înșine, perfect să fim, cu legea lui scrisă în inimile noastre. Avem puterea noi înșine dată de la El. Să respectăm legea aceea. Dacă ne-ar lăsa Dumnezeu, vă las la test. Și Dumnezeu ar sta să se uite la noi. Fără să ne susțină El. Să ne lase. Toți am face aceeași prostie ca Adam și Eva. Absolut toți. Perfecțiunea fără Dumnezeu nu este o siguranță a sfințeniei. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Da? Și asta vedem foarte clar în exemplul lui Adam și Eva. De aceea ni se spune despre ei că ei au avut posibilitatea de a alege să încalce legea aceasta și li s-a lăsat libertatea de a alege acest lucru după voința lor schimbătoare, da? După voința lor schimbătoare. Acum, despre cine vorbește mărturisirea aici? Ascultați, vă rog, mărturisirea, ziceți că e arminiană. Omul a avut de asemenea posibilitatea de a alege să încalce voia lui Dumnezeu și i s-a lăsat libertatea de a alege acest lucru după voința lui schimbătoare. Vezi? Posibilitate, alegere, să încalce, omul să facă ce vrea el. Mărturisirea vorbește despre omul perfect Adam aici. Mărturisirea nu vorbește despre noi cei căzuți, ci vorbește despre omul cum l-a căzut Dumnezeu, după cum l-a creat Dumnezeu, nu despre omul care a căzut în păcat, da? Ceea ce se întâmplă astăzi când auzi foarte mulți oameni vorbind despre libera voinței, este că ei confundă starea lui Adam cu starea noastră. Frate, noi nu mai suntem în starea lui Adam. Nu știu dacă aveți vreo îndoială cu privire la... Noi nu mai suntem în starea lui Adam. Dacă te ridici dimineața din pat și te doare într-o parte, nu mai ești în starea lui Adam. Dacă te doare capul, nu mai ești în starea lui Adam. Înțelegeți? Dacă uiți vreodată un lucru, nu mai ești în starea lui Adam. Noi nu mai suntem în starea lui Adam. Să mai trecem la aspectul sfințeniei practice. Nu suntem în starea adamică. Nu mai suntem. Da? Nu spune, deci Adam a fost liber, eu sunt din Adam, deși eu sunt liber. Hei, între Adam, care a fost liber, și eu care nu mai sunt liber, a existat un eveniment al căderii în păcat, care ne-a făcut rob păcatului. Asta e problema. Noi nu negăm că Adam a fost liber. Nu negăm că Adam a avut posibilitatea de alegere și nici nu negăm că Adam a ales, dar prost. Noi confirmăm toate lucrurile astea și spunem că din cauza lui e reprezentant al nostru, ne-a băgat pe toți în dezastru. Și noi suntem vinovați și noi de păcatul lui. Da? Asta spunem noi, da? Noi nu mai avem acea libertate.
Practic, dacă confunzi lucrurile astea două, Adam înainte de cădere cu Adam după cădere, dacă confunzi lucrurile astea două, vei spune Adam înainte de cădere liber, Adam după cădere liber, deși eu după cădere tot și eu sunt liber. Și asta te duce să nești cele mai importante articole de credință, cele mai importante doctrine, depravarea omului. O vei nega. De ce? Omul e depravat, dar totuși e liber, da? Vei ajunge să negi lucrarea Harului lui Dumnezeu. Omul este căzut. Harul lui Dumnezeu îi se oferă, dar tot omul trebuie să-l aleagă, da? Tot omul trebuie să beneficieze de el, da? Vei ataca eficiența jertfei Domnului Iisus. El a murit la cruce pentru Golgota, dar eu trebuie să aleg. Dar ea nu e eficientă în ea însă jertfa să mi se aplice prin puterea ei proprie. Eu trebuie să, da? Alegerea lui Dumnezeu. Și pe asta o vei ataca. Dumnezeu mă alege, dar dacă eu îl aleg pe el, da? Dumnezeu vede că eu îl aleg pe el și el mă alege pe mine. Perseverența Sfinților în Har, aproape orice articol din doctrina despre mântuire va fi atacat pentru că dacă se neagă sau dacă nu se înțelege această diferență enormă între ce a fost Adam înainte de cădere, Adam după cădere, da? Omul, cum spune mărturisirea baptiștilor din cult, omul perseverează în Har până în momentul în care alege să mai persevereze. Mi se pare că o glumă proastă asta. Omul perseverează până alege să mai persevereze. Ce aia? Omul perseverează până alege să persevereze. Perseverența înseamnă să perseverezi. Dacă nu mai perseverezi, nu ai perseverat. Nu mai e perseverența aia, da? Nu mai e perseverență. Da? Cam așa înțeleg. Orice articol este modificat. Oamenii nu-și mai dau seama. Să știți, oamenii care spun lucrurile astea nu-și mai dau seama ce spun. Pentru că sunt atât de împământeniți cu privire la convingerea lor că noi avem ceva din Adam care nu-i schimba niciodată. Și anume, voința noastră liberă. Nu mai avem. Și ultimul aspect din această doctrină menționată în mărturisire spune așa. În afară de legea scrisă în inimile lor, ei au primit porunca de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Cât timp au ținut această poruncă, ei au fost fericiți în comunia lor cu Dumnezeu și au avut stăpânire asupra tuturor celorlalte creaturi. Deci ce se spune? Dumnezeu le-a dat pe lângă lege, pe lângă putere și o poruncă de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Și rezultatul ascultării lor, ia ascultați care este, au fost fericiți în comuniunea lor cu Dumnezeu și au avut stăpânire asupra tuturor celorlalte creaturi. Da? Și au îndeplinit scopul pentru care i-a creat Dumnezeu. Dar, din nou, între starea asta adamică și noi astăzi, este o mare prăpastie care se numește căderea în păcat. Că învățătura pe care noi ar trebui să o tragem de aici nu este asta. Ia uite ce spune, cât timp au ținut această poruncă, deși noi dacă ținem această poruncă, ei au fost fericiți în comuniunea lor cu Dumnezeu. Și noi vom fi fericiți în comuniunea noastră cu Dumnezeu. Și au avut stăpânirea asupra tuturor celorlalte lucruri. Și noi vom avea stăpânirea asupra tuturor celorlalte lucruri. Nu! Între timp a apărut căderea în păcat. Da? Și am perturbat toată ordinea Universului. Și o perturbăm astăzi. Noi ca umanitate perturbăm toată ordinea Universului prin păcatul nostru. Da? Pentru noi nu mai există ideea asta ca noi prin noi înșine, ca Adam, să ținem porunca lui Dumnezeu. Să ținem toate poruncile lui Dumnezeu. Ne este imposibil. Și noi știm lucrul ăsta. Ne este imposibil. Însă este important să știm felul în care a creat Dumnezeu omul ca să știm de unde am căzut. Și ca să știm de unde ne ridică Dumnezeu. Da? Ca să știm de unde ne ridică Dumnezeu. Acestea sunt cele trei subpuncte ale articolului despre creație.